Ve subliniere tip proaste pentru fracii Becali, Victor sublinierei Giovanni, taxabile judecătorii de la Curtea de Apel. O noveste proastă pentru fracii Ioan sublinierei Victor Becali. Cei doi, reîncarcerați după sentința din dosarul numit pentru judectoare, trebuie să achite o sumă .3. La ANAF. Ioan sublinierei Victor Becali sublinierei pot lua adio de la mai bine de 1,17 milioane lei, sume pe care ANAF le solicit începând cu anul 2008. Banii provin dintr-o decizie de impunere din anul 2015 pe firma de management sportiv a fracilor Becali. Decizia a fost însă contestată în instanță de către cei doi, potrivit România TV. Judecătorii de la Curtea de Apel Bucure sublinierea au decis recent ce suma trebuie peletit, scutindu-i însă pe fracii Becali de plata unor taxe sublinierei impozite începând cu 2003, pe care magistracii le-au considerat prescrise. Ioan sublinierei Victor Becali se află în acest moment după gratii, ei fiind condamnați pentru mituirea judectoarei Gianina Terceanu. Anterior, ei fusese eliberați condiționat după câțiva ani de închisoare în dosarul transferurilor.